Vă invit să vă ridicați pentru a citi un cuvânt din Cartea Sfântă, din Evanghelia după Marcu, capitolul 4. Citim de la versetul 30 la 34. Marcu, începem cu versetul 30, capitolul 4. El a mai zis, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă vom înfățișa? Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care, când este semănat în pământ, este cea mai mică între toate semințele de pe pământ. Dar, după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi în umbra lui. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum era ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Mulțumim Bunului Dumnezeu care ne-a păstrat până în această seară, numele Lui să fie slăvit. Amin. Și avem nădejde că poate să ne păstreze mai departe. Ba chiar este scris că suntem păziți de puterea Lui Dumnezeu pentru împărăția care este gata să se arate. Pentru acea împărăție pe care Domnul a prezentat-o prin diferite pilde. Și Marcu nota aici că Domnul folosea toate aceste imagini ca ei să poată pricepe mai bine, mai ușor. Nu este ușor uneori să explici oamenilor ceea ce n-au văzut niciodată chiar din lucrurile de pe pământ. Dar cât de mare este diferența dintre împărăția cerurilor, dintre lucrurile eterne și ceea ce putem noi să înțelegem. Însă Domnul, într-o chipare a înțelepciunii, a găsit totuși imaginile cele mai ilustrative, cele mai pe înțelesul nostru pentru ca să putem pricepe și mai mult decât atât. Domnul n-a vrut doar noi să avem o imagine, un album despre cum arată împărăția lui Dumnezeu, El a venit cu un unic scop, să ne câștige pe noi pentru această împărăție și să ne ducă în slavă. Cum scrie în Evrei 2, se cuvenea ca acela prin care și pentru care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă. Domnul le-a vorbit despre împărăție nu ca să le arate din ce glorie a venit și în care urma să se întoarcă. Domnul le-a vorbit despre splendorul cerului ca să-i motiveze, să-l urmeze și să ajungă toți acolo. Spunea Domnul Hristos la finalul misiunii sale și scris în Ioan 17, a rostit în rugăciunea sa către Tatăl printre altele următoarele cuvinte: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și noi cei de la Cluj sau de la Arad, slăvit să fie Domnul. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Asta înseamnă să fie părtaș la împărăția eternă, slăvit să fie Domnul. În această seară vreau să vă pun în față câteva imagini ale împărăției lui Dumnezeu. Pentru că așa spunea Domnul Hristos, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă o vom înfățișa? Să începem așadar. O primă imagine, împărăția lui Dumnezeu va fi o societate de oameni selectați. Mai multe din pildele Domnului Hristos prezintă această realitate. Haideți să luăm câteva dintre ele. Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetul 24, cuvintele Domnului Hristos. Împărăția celor se aseamănă cu o țarină în care a fost semănată sămânță bună. Un dușman a venit peste noapte, a semănat neghină în grâu și angajații stăpânului, robii, au vrut să facă imediat ordine. Stăpânul le-a spus, nu este un moment oportun, ar însemna să viciați și sămânța bună, firele de grâu, lăsați că toate sunt pregătite pentru vremea lor. Și Domnul dă tâlcuirea acestei pilde. Citesc de la versetul 40. După cum se smulge neghina și se arde în foc,
așa va fi și la sfârșitul veacului. Adică atunci când se termină împărăția lumii acesteia și începe împărăția lui Dumnezeu. Atunci se va face o selecție de la trecerea dintr-o împărăție în cealaltă, din veacul acesta în veacul viitor. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și îi vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și îi vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Cât despre cei aleși, ce neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui meu, cine are urechi de auzit să audă. Că la intrare în rai se face selecție. O altă pildă din același capitol evidențiază același adevăr. Versetul 47. Împărăția celor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, ce-ți jos, se sedimentează toate, se stratifică, se clasifică, aleg în vase ce este bun, arunc afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca. Vrei să fii selectat sau să fii aruncat? De una din aceste două operații vei avea parte. Domnul Hristos spunea, citesc din aceeași Evanghelie, Matei capitolul 7 de la versetul 21. Asta ca să știm că în împărăția lui Dumnezeu, care se ia cu năvala, nu se intră de avalma. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne. Și aș îndrăzni eu să spun, bazându-mă pe cele ce urmează, nici măcar dacă de fapt el face parte dintr-o biserică penticostală, sau altfel spus, de drept, am zice, măcar că nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, noi avem activitate. Uite ce cuprinde palmaresul nostru de slujire. Atunci le voi spune curat, eu niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Doamne, păzește-ne să auzim asemenea cuvinte. Rămân pe aceeași pagină ca să vă arăt că, de fapt, selecția se finalizează atunci, dar, de fapt, preselecția e deja pe rol. Că știi, după ce te-ai încadrat pe o bandă greșită în intersecție, să mai fie și poliția acolo, nu prea mai schimbi. Cum îmi zicea cineva odată, auzi, eu de 666 mă ferez, Doamne, nu mă lăsa. Dar cunoscându-i starea, am zis, tu deja ești la 665. Și nu știu dacă de aici până la 666 mai ai ocazie să mai faci ceva. Pentru că se pune problema unei preselecții. Ascultați, Matei 7:13. Intrați pe poarta cea strâmtă. Aceasta este la întâlnirea noastră cu Domnul, după care urmează o cale. Căci largă este poarta, fără selecție. Lată este calea și asta e drum de o viață care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta. Atenție la starea, la felul în care suntem atunci când ne întoarcem la Domnul. Și apoi la felul în care ne continuăm viața. Îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Adică cine vrea se selectează pe drum, alinindu-se frumos, mergând drept pe cale, cum spunea profetul Osea, căile Domnului sunt drepte. Cei neprihăniți umblă pe ele, cei păcătoși cad pe ele. Iar în final, atunci cum am citit tot aici din Matei 7, versetul 23, atunci Domnul le va spune, curat. Se vede de acum cine e greu și cine e neghină, se vede de acum cine este pe o cale îngustă și respectiv cine este pe o cale lată.
cine este atent cu Dumnezeul lui, cine îi slujește cu dragă inimă, din tot sufletul, iar în final, acolo nu mai este o cale lată paralelă cu una îngustă, acolo se bifurcă și se face un cot puternic înspre pierzare, iar calea cea îngustă rămâne dreaptă și trece pe sub arcul de triumf din cer. Și Dumnezeu ne primește în Sfânta Împărăție, slăvit să-i fie numele. Păi mai dau doar o imagine, Evanghelia după Luca, capitolul 13, cuvintele Domnului Hristos, drept răspuns la întrebarea unuia care zice, Doamne, oare, nu știi, statistic vorbind, cam ce populație va avea Împărăția lui Dumnezeu? Oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Și Domnul a spus, tu silește-te și lasă statisticile. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, că vă spun, mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Doamne, ajută-ne să dăm năvală. Vreau să vă arăt din Sfânta Carte că există așa, îl numesc eu de data aceasta, un secret al selecției lui Dumnezeu. Dumnezeu știe unde să ne testeze, ce întrebări să ne pună ca să identifice starea noastră. Când a discutat Domnul cu femeia din Sihar, știți ce a întrebat-o? Exact problema ei. Când a discutat Domnul cu tânărul bogat, unde l-a palpat? Acolo la inimă, unde era comoara. Pentru că Domnul identifică exact stările noastre. Vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 6, și vă întreb, înainte de a citi, doriți Împărăția lui Dumnezeu? Ascultați care e secretul, cheia accederii noastre la slavă. Matei 6:33, căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, este o prioritate. Dar dovada că este o prioritate și că vom fi selectați, scrie în continuare așa. Și neprihănirea Lui. Adică atunci când venim și dorim Împărăția lui Dumnezeu și vă invităm cu plăcere la ea și vă spunem din Luca 12 că Domnul vă dă cu plăcere Împărăția, să știți că Dumnezeu ne testează să vadă, ne place neprihănirea Lui. Că scrie un capitol mai înainte, Matei 5, dacă neprihănirea voastră nu trece a cărturarilor și a fariseilor, nu vă faceți planuri de rai. Dumnezeu vrea să vadă dacă noi într-adevăr vrem să trăim în atmosfera sa sfântă. Și dacă avem un gând sincer pentru asta și nu suntem ca cei care s-au dus la Ioan Botezătorul numai ca să fugă de mânia viitoare, Doamne, noi vrem să fim în rai, că dincolo am auzit că e tare rău. Nu așa. Doamne, noi vrem să fim în rai, că Te iubim. Și stilul Tău de viață, atributele Tale, sfințenie, bunătate, îndurare, sunt dorința inimii noastre. Doamne, cum se spunea, mai greșim, dar Te rugăm, uită-Te la noi că suntem flămânzi și însetați după neprihănire. Și o să Te sature Dumnezeu ducându-Te în rai. Dar dacă nu ți-i sete după neprihănire și aspir doar la rai așa, privind la condiții, atunci Dumnezeu duce în rai oameni selectați. Vrei neprihănirea lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă principii sfinte, armonie divină, atunci Dumnezeu te primește cu drag, tocmai lângă tronul Său, slăvit să-i fie numele. În al doilea rând, Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un loc al reconcilierii totale. Și vă explic aceasta mai întâi din pilda scrisă în Matei, capitolul 18. Scrie aici de la versetul 21 că Petru s-a dus la Domnul Iisus, l-a abordat așa în regim de urgență și a spus, Doamne, am probleme cu un frate de-al meu, să fi fost Andrei sau vreun alt evreu, nu știu, trebuie să-l iert așa la nesfârșit. Până când? De câte ori? Și ascultați cum pune Domnul accentul, versetul 23, de aceea, adică din acest motiv, al faptului că unii nu iartă pe alții,
nu-i suportă, nu vor să se împace. Din acest motiv, împărăția celor se aseamănă cu un împărat care a vrut să facă socoteala tuturor datornicilor săi. A început cu unul care datora o sumă imensă, 10.000 de galbeni, nu avea cu ce plăti, robul s-a aruncat cu fața la pământ, versetul 26, s-a închinat și a zis: Doamne, îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându-se milă de el, i-a dat drumul. Nu pentru o altă ședință de judecată. L-a achitat, i-a iertat toată datoria. Culmea. Iese afară, întâlnește pe un coleg și și-a amintit că e dator o sumă infim de mică față de datoria lui, 100 de lei. Îl strânge de gât și nu că procedură de execuție silită în timp și cu etape. Nu, acum, arest, direct sentința fără drept de apărare, la închisoare. Faptul se reclamă la stăpân, care îl cheamă din nou, îi impută toată datoria și bietul om face pușcărie nu pentru o datorie mare, ci pentru una mică. Dumnezeu l-ar fi iertat, dar el n-a putut să-l suporte pe cel de lângă el. Și se încheie cuvintele Domnului, adică explicația de fond, versetul 35, tot așa. E vorba de împărăția cerurilor. Va face Tatăl meu cel ceresc, acolo când vom vrea să ajungem în cer. Dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima lui pe fratele său sau pe sora, i-ați iertat pe toți? Sau să vă întreb când o să aveți probleme, nu acum, așa-i? Că declarații de iertare fără completarea numerelor, așa, formulare, dăm și la alții. Numai când ajungem în criză, atunci se vede cât este de simplu, cât este de greu sau de ușor să ierți. În ultimele luni mi-a fost dat să mă ocup de niște familiști, situații în care unul dintre ei, fie bărbatul, fie femeia, nu putea trece peste infidelitatea celuilalt. Chiar dacă celălalt plângea și spunea: până am ajuns eu să-ți spun ce am făcut, am avut ani de zile de nopți nedormit. Cred că Dumnezeu m-a iertat. Tu poți să mă ierți? Și celălalt spunea: nu pot trece peste asta. Cunosc undeva un caz, s-a pocăit o familie cam în jurul vârstei de 60 de ani. Nu știu din ce motive, slujitorul i-a mărturisit deodată, bărbatul a spus: am lovit pe unul, am băut. Femeia și-a mărturisit un caz mai grav. Se uită bărbatul la ea: n-am știut. Au trecut vreo 10 ani, au rămas în biserică. Au trecut din viață, mă avea un băiat care urma să căsătorească și ca orice fiu și-a zis: Doamne, ce m-aș fi bucurat să fi fost părinții mei la nunta mea, dar tot mă bucur că sunt acolo în cer la tine și așteaptă slava. Și visează într-o noapte că se întâlnește cu tatălui și îi spune exact ce s-a rugat. Și tatălui spune: da, mamă ta e bine în slavă, dar cu mine e bai. Sunt la un loc cu cei ce nu pot să ierte. Și se încheie visul. Și cei din familie știau că toată viața n-a iertat-o pe mamă. S-a zis: mai trădat. Dragii mei, Dumnezeu ne-a iertat multe. Că-i drept ce scrie în Isaia că nu obosește iertând, slăvit să-i fie numele. Dar nu știu cum se face că noi oamenii uneori, nu-i vorba numai de lucruri grele, uneori ne este greu să iertăm vorbe. M-a rănit. În care om te-a rănit? În cel vechi sau în cel nou? Cel vechi a murit, cel nou are rezistență. Dragii mei, Domnul a spus-o foarte clar. Și știți, când se încheie rugăciunea Tatăl nostru, este singura mențiune, singura anexă. Matei 6 cu 14 și 15. Dacă iertați, sunteți iertați. Nu iertați, nu vorbim de rai. Vă dau o altă pildă, Luca capitolul 15.
un fiu risipitor, pleacă, pierde tot, ajunge în ruină, se întoarce, tata îl primește, cu sau fără obiecții. Fără obiecții, a fost mort, ce să-i cer? A fost pierdut. S-a găsit, slavă Domnului. Și apare fratele lui. Dar eu vă întreb, el averea cheltuit din porția lui frate sau s-a dintr-a lui? Pe frate său cu ce l-a nedreptățit? Cu ce a rămas frate său mai sărac? Dar nu l-a chemat tata și pe el la bucuria aceea, la ospățul la care i-a spus, trebuia să ne bucurăm și să ne veselim. Și se încheie pilda asta în suspans, neștiind dacă fiul acel mare a intrat sau n-a intrat. Cum de altfel rămâne de văzut și dumneata dacă intri sau nu intri. Mai întâi la bucuria iertării cu fratele și la reconciliere și apoi în slavă. Spune Apostolul Pavel, vorbind în privința aceasta, citesc din Coloseni, capitolul 3, de la versetul 13, îngăduiți-vă unii pe alții. Așa, trebuie să ne îngăduim pe drum la volan, în casă, așa, la înghesuială, aici în adunare, să ne îngăduim, în toate. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, adică e ceva ce trebuie notat pe foaie, e ceva ce nu poate fi trecut cu vederea la capitolul îngăduinței. Ce e de făcut dacă ai motive să te plângi? Te duci până la Domnul Hristos și când ți-aduci aminte că și tu ai fost iertat, treci mai departe. Iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Undeva în Occident a fost o familie foarte longevivă, vreo 80 de ani de căsnicie și la aniversarea aceasta, printre cei adunați, nepoți, strănepoți, era o strănepoată, reporter și le-a interviu la bunicuța, spune, bunica, cum ai putut să stai cu bunicul, cu străbunicul, 80 de ani? Nu v-aș certat, v-a fost greu. Și ea zice, când ne-am căsătorit, am făcut o înțelegere. De 10 lucruri să ne iertăm. Dar reportera insistență, dar care au fost acele 10 lucruri? Și zice bătrânică, apoi nu le-am scris niciodată. Poate au fost mai multe, nu știu. Dar am zis că de 10 lucruri ne iertăm. Și am dus-o bine împreună. Dacă vreți să numărați mai mult de 10, și Domnul a numărat la Petru vreo 490. Dar și dacă ajungi la 500, tot așa trebuie procedat. Asta numai dacă vrem să intrăm în rai, că acolo e fără scandal, fără supărare, Dumnezeu ne iartă și scrie în Evrei 10 cu 17 și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Doamne, îți mulțumim pentru asta. Dar noi ne mai aducem aminte? Haideți să uităm în mod categoric și să ne bucurăm cu frații noștri, cum îi scrie Pavel lui Filimon. Auzi, Filimon, de cum v-ați mă amintești de datoria lui Onisim, mă faci să-mi aduc o aminte datoriile tale. Și mai bine, așa uit și eu și tu. Dumnezeu uită, să uităm și noi. Doamne, ajută-ne! Că bine va fi în rai, ce frumos ne vom uita unii la alții. Nimeni nu-i supărat, nimeni nu se va uita cu coada ochiului, nimeni nu va zice, dă-te mai încolo, lasă după colți, nu. Vom fi toți împreună, va fi dulce și plăcut. Slăvit să fie Domnul. Dacă Domnul a hotărât să reconcilieze, să ne ierte, atunci haideți să iertăm și noi și să dovedim aceasta încă de acum. Că doar pentru noi împărăția deja a venit și este înăuntru nostru. De boala asta trebuie să ne vindice Domnul acum, nu atunci. Doamne, dă-ne harul acesta. Și cum au zis ucenicii și scrie în Luca 17, când le-a spus iertare, au zis, Doamne, mărește-ne credința. Adică să ne omărească Domnul în așa fel să credem că altfel nici nu putem vorbi din împărăția lui Dumnezeu. Într-o a treia imagine vreau să vă arăt din Scripturile Sfinte, din pildele Domnului Hristos, că împărăția lui Dumnezeu este o investiție cu un profit imens. Ce bine ar fi să fie și oamenii de afaceri la adunare. Să prindă ideea.
Vă citesc o pildă a Domnului Hristos, Matei capitolul 13. De la versetul 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, dar numai acela care o găsește, care încă nu o găsește, trece pe deasupra, trece pe lângă. Și de bucuria ei, nu determinat de cineva, se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Adică omul care își dă seama ce se ascunde acolo, nu pierde timp, nu negociază, nu evaluează procente, vinde urgent tot ce are, numai și numai să pună mâna pe țarina aceea. Dragii mei, vedeți cât efort este în lumea aceasta pentru supremație, pentru a stăpâni din punct de vedere economic, cum liderii națiunilor, diferite alte elite de rang economic, evrei peste tot, chinezi, americani, masoni sau știu eu care alții mai trădesc și care trudesc pentru asta și țăranii și ei la rând și toată lumea să obțină ceva, un profit. Acum când țările au datorii suverane și când oamenii se tem și sunt cu ochii pe bursă, haideți să înțelegem că împărăția lui Dumnezeu este investiția ce nu se poate asemăna cu nimic în lumea aceasta. Domnul continuă, sunt două pilde ca să întărească ideea aceasta, să o fixeze bine în mintea auditorului său. Împărăția cerului se aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce și vinde tot ce are și îl cumpără. Dragii mei, dumneavoastră, pentru împărăția lui Dumnezeu, investiți tot? Faceți din aceasta prioritatea vieții? Sau nu? Este și aici un secret. Spunea Domnul Hristos, vă citesc Matei capitolul 6 de la versetul 19. Nu vă strângeți comor pe pământ. De ce, Doamne? Nu sunt sigure. Le mănâncă mole, rugina, le sapă și le fură hoți. Incertitudini. Ci strângeți-vă comori în cer. Pentru că sunt sigure, nu le mănâncă mole și rugina, unde hoții nu le sapă, nici nu le fură, dar nu acesta e motivul principal pentru care noi trebuie să ne strângem comori în cer, pentru că sunt sigure. Asta este doar un motiv în plus. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Adică omul în viață nu poate avea numai o pasiune, numai o prioritate, numai o direcție de mers. Credeți că putem să fim cu comoara pe pământ și cu inima în rai? Nu se poate. Va ajunge în împărăția lui Dumnezeu numai cine face din aceasta prioritatea maximă a vieții lui. A spus Domnul Hristos, de la Ioan Botezătorul încoace, împărăția se ia cu nevală. Ce înseamnă asta? Adică să fii gata să plătești orice preț. V-am vorbit de prețul iertării, plătim un preț dacă este nevoie în natură economică, să renunțăm la orice, să fii gata să te jerfești în final, să plătești chiar și cu viața, că știi ce câștigi. Nu stai la discuții. Spune Scriptura în Epistola către Evrei, capitolul 10, și le s-a întâmplat unor oameni din primul veac, versetul 34, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Asta e mentalitate? Altul să te deposedeze de valorile tale și tu să te bucuri. Oamenii vor crede că delirăm, nu? Să ai un asemenea comportament anormal. Nu era anormal. Ei judecau bine. Ca unii care știți, ei aveau siguranță, ei știau ce scrie în cartea funciară din cer. Știau că au titluri de proprietate acolo. Ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuiește. O moștenire nestricăcioasă păstrată în cerul pentru noi, slăvit să fie Domnul. Vă îndemn să faceți din mântuirea aceasta, cum zice tot Petru, ținta cercetării și căutării stăruitoare. Asta înseamnă să te surprindă cineva așa
să-ți fragmenteze orarul de pe săptămână, să te întrebe la ce te gândeai? Bun, acum mă gândeam cum să fixez piesa asta, e normal, la serviciu, sau la ce te gândeai, la subiectul care urmează să-mi-l dea la test. Dar să te surprindă peste două ori, la ce te gândeai? Și tu să spui drept uitai de subiectul de la geografie și mă gândi la rai. Și să te surprindă încă peste două ore să-ți mai pun o întrebare, la ce te gândeai? Și din întrebările astea să fie un procent de peste 50% în care noi ne-am gândit la rai. Care trebuie să ne gândim cum să faceți mâncarea și cum să ne rezolvăm problemele profesionale. Dar unde comoară acolo inima? Inima înseamnă mintea. Ascultați-mă cuvintele Domnului Hristos și exemplul de la care El le-a spus acestea, Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetul 13, unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, știu că ai capacitate, ai autoritate, spune fratele meu să împartă cu mine moștenire. Și Domnul nu se implică, dar le enunță un principiu capital. Vedeți, păziți-vă de lăcomia de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Apoi le-a spus o pildă despre unul care s-a concentrat totalmente asupra activităților pământești. Bun agricultor, an bun, recoltă bună, a mărit depozitele. Și ce a zis el? Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Ce proiecte limitate avea. Cum, dacă-s mulți ani, proiect limitat? Da, că nu-s nici măcar 100. Dar Dumnezeu a zis, nebunule, cum, dar un om care merg afacerile și care are un proiect cum să aibă bunăstare pentru el, cred, și pentru casa lui, nebun? E nebun în perspectivă eternă. Că a spus Domnul în continuare, tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Nu-i greșit să ai aici, dar astea trebuie să fie second. Astea sunt așa de unică și, nu numai de unică, și puțin întrebuințare. Și pierd odată cu întrebuințarea lor. Noi trebuie să avem pasiuni pentru cele de sus. Gândiți-vă la cele de sus. Acestea trebuie să fie un scop nobil al vieții noastre. Și spunea Domnul în continuare, unii să nu se îngrijoreze, să nu se frământe. Și versetul la care vroiam să vă duc este 29. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea. Asta nu înseamnă să nu te intereseze, ci scrie în continuare și să nu vă frământați mintea. Pentru că mintea trebuie să fie absorbită de cele de sus. Căutați împărăția lui Dumnezeu, căci Tatăl vă dă cu plăcere împărăția, slăvit să fie Domnul. Știți ce spune Domnul în continuare? Că de cumva ai prea multe aici, că de aceea l-a pus să le vândă și pe tânărul bogat. Să mai vinzi din ele și să mai trimiți sus, ca să te poți înclina și tu într-acolo. Să fie un pol care să te magnetizeze. Spunea Apostolul Pavel, scriind în 1 Timotei, capitolul 6, citesc de la versetul 9, că cei ce vor să se îmbogățească, știți ce înseamnă asta? O preocupare orientată numai spre pământ. Ajung nefericiți, spun eu pe scurt. Dar ce să fac? Cei care deja au ajuns bogați, alții numai caută să îmbogățească, alții sunt deja bogați. Frate, eu le-am, ce-i de făcut? Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe, cum zice Iacob, bogatul să se laude cu smerenia lui și să spună, măi, ce puține am și pentru puțină vreme. Să-și pună nădejdea în Dumnezeu care de toate lucrurile în belșug să ne bucurăm de ele, îndeamne să facă bine, să fie bogați în fapte bune, adică să-și trimită averile sus, că atunci când vine Domnul va fi numai transport de persoane, nu și de marfă. Așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare. Drept comoară o bună temelie ca să apuce adevărata viață. Adică trebuie să știm toți că în împărăția lui Dumnezeu este adevărata viață. Și dacă tu într-acolo te duci, imaginează-ți că în scurt timp ai urma să pleci din România în America.
Tu ce faci? Trimiți bani din conturi din Europa în România sau îi trimiți în America dacă ai fi acolo? Îi trimiți în control, te duci, nu? Să ne ajute Domnul așa să gândim. Și să nu fie drept, cum a zis ateu Voltaire, lasă că atunci când e vorba de bani, toți oamenii aceeași religie. Nu știu pe cine a întâlnit el, dar dacă ne întâlnea pe noi, își schimba părerea, așa-i? Să vă ajute Domnul când vă întâlnește mamona să își dea seama că nu-i drept cum pune el problema, că a fost un sfânt, Iov. Și în cer a discutat, mamona a zis, când e vorba de avere ăsta, zice ca mine, dacă eu iei, e gata. Și a zis Dumnezeu, uite să-ți arat că nu e așa. Și pentru o vreme a fost îngăduit să fie lipsit de ele. Și apoi Dumnezeu i-a dublat că sunt mâna lui. Diavolul nu m-a promite, Dumnezeu dă, slăvit să-i fie numele. Și a rămas credincios, pentru că și-a pus încrederea în Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Să ne mai oprim la o imagine a împărăției lui Dumnezeu. Domnul are încă câteva imagini foarte interesante. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o nuntă, cu o masă a unei bucurii depline. Știți că în teologie, în plan escatologic, oamenii sunt împărțiți, că nunta mielului ține mai puțin sau mai mult. Eu drept să vă spun, eu cred că nu sunt mai gata. Pentru că așa va fi de bine în rai, de nu se poate spune nimeni după 7 ani, acum nu-i chiar așa de bine cum a fost la început. Și nu-i scris că împărăția începe cu o nuntă. Asta e în imaginea noastră, că o viață de familie începe cu o nuntă și apoi continuă. Îi scris că în rai va fi așa de bine ca la o nuntă. Hai să vă citesc. Matei 22. Spunea Domnul Hristos, citesc de la versetul 2. Împărăția cerului se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său și nu cu orice fel de nuntă. O nuntă împărătească. Trist este că mulți n-au venit nici la nuntă. Dar totuși odaia ospățului s-a umplut, cum scrie și în pilda cu cina din Luca 14. Cine a priceput, a zis, scrie acolo în versetul 15, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Să vă dea Dumnezeu fericirea asta. Ce bine va fi acolo. Spune Scriptura în Apocalipsa capitolul 19. Domnul a spus pilda în avans, făcând chemarea la nuntă și aici vorbim deja despre intrarea în sală. Despre festivitatea propriu-zisă, inaugurarea acea măreață din cer. Citesc de la versetul 6, sunt câteva succesiuni de aleluia, adică lăudat să fie Domnul, a început să împărățească, să ne bucurăm și să ne veselim. Asta e împărăția lui Dumnezeu, bucurie și veselie. Scrie în Isaia 35 că cei ce merg spre Sion, bucuria și veselia îi vor apuca acolo, nu mai poți feri, te apucă. Și durerea și gemetele vor fugi, că nu mai e nimeni trist. Toată lumea se bucură și slăvește pe Domnul. În urmă cu poate 20 de ani am fost aici în Cluj cu tatăl meu la spital, era grav bolnav atunci, deși trăiește încă și astăzi. Și într-un moment de boală, Domnul a cercetat mai deosebit și a avut un vis. Dimineața l-am văzut că era de fața și a zis, am văzut cât te uiți cu ochii în toate părțile, mese foarte late, toate felurile de bunătăți ce ți-ai putea permite. Și pe un culoar trecut călare, un rob, un angajat cumva al acelei festivități, călare pe un cal alb și striga, mai dorește cineva ceva? Și zicea, tata, cât a fost visul, n-am auzit pe unul să spună, eu mai vreau un par de suc, la noi n-ai pus asta pe masă. Nimeni n-a spus că ceva ar lipsi. Vreți să ajungeți acolo? Oamenii pe pământ se bucură să fie și ei la o masă festivă, să stea la masă cu știu eu ce, un biet președinte pe care îl punem și apoi îl batjocorim. Și în curând îl dăm jos, trebuie să iasă la pensie și gata. Cât tam-tam s-a făcut în lumea asta, în media, că s-a născut încă un fiu al coroanei engleze. Da, m-am gândit atunci, e drept ce scrie în Biblie că e mare bucurie când se naște un fiu al coroanei cerești.
Se bucură și îngerii că asta dă onoare și Dumnezeu ne va pune la masă slăvit să fie numele. Pe noi pe care ne-a iertat? Da, că Tata, Fiul și Spiritul nu a zis numai lasă cu ce ai făcut, treci la masă. Dumnezeu cu adevărat ne iubește. Slăvit să fie numele. Îmi doresc și vă doresc să ajungeți acolo, la masa aceea. Da, știți care e secretul? Noi ne putem testa repede dacă vom ajunge acolo sau nu. Scrie de mai multe ori în Evanghelie. Ascultați-mă ce vă citesc. Din pilda celor 10 fecioare, care evidențiază același adevăr, împărăția celor se aseamnă cu oameni care așteaptă nuntă. Dar cine a intrat la nuntă? Citesc versetul 10. Cele ce erau gata. Nunta asta e perfectă, e extraordinar de minunată. Numai că are un secret. Nu e spus dinainte când începe. Și începe cu cine e gata. Care nu e gata, nu se mâncă în seria a doua. Numai care e gata. Domnul spunea foarte clar, Matei capitolul 22, aceasta este cheia înțelegerii 24, acestor texte, versetul 44, de aceea și voi fiți gata. Căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și întreabă Petru și scris în Luca 12, Doamne, asta pentru noi, spui că nici noi nu o să fim pe fază sau pentru ceilalți? Și Domnul spune, da, pentru voi, pentru ispravnicul credincios. De știut nu știe nimeni când va suna clopoțelul. Diferența e dată de faptul că unii așteaptă și sunt gata și alții n-așteaptă și în concluzie nu sunt gata. Și spunea Domnul Iisus aici în Matei 24 că atunci va fi ca în vremea lui Noe. Oamenii vor fi cu activități cotidiene. Se însurau, se măritau, zideau, sădeau. Și aș întreba eu o tânără de ei să zic că nu sunt căsătorite, dacă te-ar surprinde Domnul așa în pregătirile pentru nuntă, ai fi gata? Adică în momentul acela este ceva în piept care vibrează în sunetul Maranata. Domnul nostru vine. Că nu-i drept să-L iubești pe mirile ăsta care va fi soțul tău pentru până la moarte, așa cum ai auzit și de la alții? Și să nu-L iubești la fel de mult, ba mai mult, pe unul care și-a dat viața, care e mai bogat ca oricine, mai frumos ca toți și vom fi cu El pentru vecii vecilor. Și la fel pentru noi, uite, avem o afacere, acum vrem să intrăm într-o casă, inaugurăm o lucrare, un trus, ceva. Sau așa, la țară, a spus Domnul, le găsește la moară. Una se duce și cu gândul la cozonaci ce vrea să-i facă. Și cealaltă se gândește, Doamne Iisuse, ce m-aș bucura să mănânc eu din cozonace ce ai făcut Tu. Spus Domnul, care pentru noi un vin nou, ferici de cei care au în ei dorul acesta. Căci Domnul Hristos vine să aducă mântuire celor ce l-așteaptă. Și spunea Pavel 2 Timotei 4 cu 8, cu nuna e nu numai pentru mine, și pentru toți cei ce vor fi iubit, venirea Lui. Iubiți venirea Domnului? Sau va trebui să mă așteptăm, mă așteaptă Domnul? Îmi spunea un frate bătrân din Iași despre o descoperire ce a avut-o vreo 30 de ani în urmă. Și frate, am visat că eram în adunare și apare un mire îmbrăcat în slavă și știam că e nunta mirelui. Și întreabă, era slujitorii la amvon, toată adunarea plină, unde-i mireasa? Și iese de sub amvon, ca dintr-un culcuș de paie, o mireasă îmbrăcată cu o haină, dar toată șifonată, cu paie. Se uită la ea, se uită în sală și zice, refuz să fac nuntă cu asemenea mireasă. Și toți se uitau consternați. Ce se va întâmpla? Ce decizie va lua? Și a spus următoarele cuvinte, eu tot fac nuntă, mă voi căsători cu sora ei mai mică. Și au trecut, cum v-am spus, 30 de ani. Și a zis bătrânul, acum înțeleg, atunci a fost o generație care n-a ars în dor pentru Domnul și pentru cer. Și i-a lăsat în voia pornirii inimilor și s-a ridicat o altă generație care îl doresc pe Domnul din toată inima. Și ăștia vor fi mireasa Lui.
să ne aprindă Domnul dorul și să fie drept când cântăm versurile de dorul tău, Iisus iubit. În dragostea ta arse și inima spre răsărit și fața mi se întoarse. Doamne, fă ca să nu ne părăsească niciodată această dragoste din tâi. Fă-o să crească, să rodească și să dorim să vină Domnul, că frumos o să fie ca la nuntă. Dar mai frumos decât la orice nuntă pe care noi am înțeles-o sau la care am participat. Să ne ajute Domnul să fim gata, că nu știm la ce strajă vine și ce surpriză ne face, să ne facă o surpriză plăcută, să spunem, Doamne, chiar îmi doream aceasta, slăvit să fie Domnul. Am fost zilele astea în zona Satu Mare și spunea un frate slujitor, căruia a murit soția, 60 de ani, fusese sănătoasă ceva în ultimele luni, s-a dus să viziteze la spital și i-a zis pe marți, îmi dă drumul, vin acasă și apoi o să vină frații să se roage pentru mine, să-mi facă ungere. El a plecat, a rămas fetele cu ea, m-a căzut într-o comă, medicii au intervenit să-și revină și le spune la fete, de ce nu m-ați lăsat să mă duc? Plecasem. S-a întors soțul la ea la spital, la Satu Mare și îi spune, te rog frumos, să nu vă mai rugați să rămân. E așa de interesant să pleci. Dar cum se poate să te desprinzi din familie de cei dragi? Când prinzi gustul, când te prind fiorii dragostei lui Dumnezeu și a valorilor eterne, chiar în asemenea situații critice, vrei, cum spunea Pavel, să fii acasă cu Domnul. Noi rugăm pe Domnul să ne mai lase să ne ducă odată. Dar să dorim cu toți, într-adevăr, să fim împreună cu El pentru vecii vecilor. Slăvit să fie Domnul! Dați-mi voie să vă mai rețin doar cu o imagine a împărăției lui Dumnezeu. Pentru că înainte de a intra la nuntă, este o antecameră în care trebuie să petreacă ceva. Știți, împărăția lui Dumnezeu va fi un loc al răsplătirilor pentru activitatea desfășurată în viața aceasta, în via, în lucrarea Domnului. De altfel, în funcție de aceasta vom fi așezați noi la masă și atunci să vedem cum o să fiți voi așezate. În corul de sus, cum le spune la fanfariștii noștri mergând cu ei la mormântări, măi, am îngropat mulți cu voi să venim la înviere când cânt, câți vor cânta. Și cum veți fi așezați? 4 pilde a spus Domnul despre asta în Evanghelie. Matei 20, pilda lucrătorilor viei. Împărăția celor se aseamnă cu un gospodar. Ia priviți-l pe Domnul întâi stăpân și gospodar și imediat după aceea mire. Numai că eu vi l-am pus întâi mire ca să vă fie mai drag. Dar să știți că e și gospodar, are gospodărie mare. Să-și tocmească lucrători în vie, la prima oră. A spus Domnul și din gura celor ce suc vrea să scoată o întăritură de laudă, slăvit să fie Domnul. Și apoi până la ceasul al 11-lea seara, ultima soră care se botează la 70 de ani, dacă ar fi să luăm imaginea acestei pilde prin prisma trecerii anilor, este chemată și ea. Aveți toți fișa apostolului la zi cu ceea ce aveți de făcut. În rai nu se primesc oameni care au șomat. Oameni care stau pe margine și comentează, oameni care au pus armele jos, care au pus sculele deoparte, pentru ăștia nu e loc. În rai trebuie să vii direct cu mistria acolo în mână și cu lucrarea ta să te prezinți în fața împăratului. Spune o altă pildă, cea a vierilor, Evanghelia după Matei, capitolul 21, care evidențiază dragostea noastră pentru stăpân. De fapt, acesta e motivul fundamental pentru care oamenii nu lucrează. Noi vă chemăm la rai să vă înscrieți în lista de selecție și preselecție, să vă așteptați la bucurie, dar până începe să știți că avem ceva de lucrat. Știți cine n-a vrut să dea rodul din vie? Cei care urau pe stăpân.
din dragoste pentru Domnul vă invit să lucrați în via Lui. Că cea mai frumoasă lucrare e asta, spunea Pavel în Filipeni, nu mai sunt unii care predică așa sub diverse motive. Concurență, bani, dar sunt unii care o fac din dragoste. Doamne, pune în noi suflul acesta. Atunci nu te interesează dacă ești primul, dacă ești al doilea, dacă slujești dimineață, după masă, că la Cluj, că la prunsat, că una, ca alta, tu ești gata să o faci ca pentru Domnul. Fără mofturi și fără comentarii, de drag. Și sunt două pilde, vă citesc cea din Luca capitolul 19, spune aici de la versetul 11, pe când ascultau aceste lucruri, Iisus a spus o pildă pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată, adică Dumnezeu ne-a mântuit și îndată ne duce în rai. Nu îndată, după multă vreme. Vine ce ne seară socoteală de ce am lucrat și apoi intrăm. Oh, ce bine ar fi să avem de ce da raport, așa-i? Și Dumnezeu să vă binecuvinteze activitatea. Să vă dea Domnul har, ca prin harul Său să puteți lucra, mai mult sau mai puțin. Mai este o pildă spusă aici în Matei 25, tot legat de nuntă. Sunt cuvintele Domnului Hristos, pilda talanților. Unii primesc mai puțin, alții primesc mai mult, cei mai ispitiți să nu lucreze sunt cei ce primesc mai puțin. Dar Domnul vrea cu responsabilitate să ne facem lucrare. Mi-a vorbit mie Domnul odată printr-un proroc, am fost văzut într-o vedenie pe un tractor, duceam rândurile încolo, încoace, cu mai multe brazde, și mă oprește un sol al stăpânului și zice, dar colțurile cine ți le face? Dă-te jos de pe tractor. Sunt lucruri care le faci foarte bine și sunt lucruri care nu le faci deloc. Știam eu la ce se referă. Că Dumnezeu știe la fiecare ce ne-a dat de făcut. Dacă ți-a dat Domnul numai harul și darul să cânți, atunci cântă. Dar sper că nu te limitează Domnul la repetiție, așa-i? Acum este, apropo de cântare, o mare slăbiciune, ne-a invadat tehnologia aducând laudă Domnului și pe noi nu ne mai lasă. Dragii mei, eu vă recomand, acum nu se mai ia curentul ca pe vremea lui Ceaușescu, să opriți dumneavoastră aparatele sau dacă tot vă folosiți de ele sau de instrumente, dar faceți ca, așa cum se încheie psalmii, cu lauda buzilor noastre și cum scrie în Evrei, să o luăm înaintea acestora și să lăudăm pe Domnul. Dacă ești chemat la o altă lucrare, atunci zice în Corinteni, și asta mi se pare mie că e secretul, zice fiecare să fie găsit credincios în lucru, încredințat lui. Dacă ești portarul, nicio problemă. Tu ai ocazia să le arăți prima dată la frați ca ușier cât e de senină fața la un sfânt, așa-i? Și tu ai ocazia să-i binecuvintezi pe toți și care vezi că iese necăjit din adunare, să-ți dea Domnul Duhul Dumnezeu așa ca la Iosif, să-l înviorezi tu dacă predicatorul nu a reușit. Sunt multe posturi în via Domnului. Dacă nu v-ați găsit locul, eu vă dau câteva sfaturi. Luați câteva zile de post. Faceți timp liber pentru Domnul. Spuneți la frații din conducere, uite, eu sunt gata, la ce crezi că m-ați putea pe mine folosi? Și chiar dacă o să-ți treacă patru scule prin mână până ajungi la una pe care o știi mânui, să știi că până la urmă îți vei găsi locul în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că cel ce n-a lucrat a fost numit, hai amintiți-vă repede, rob viclean, leneș și rău. Care din astea trei vrei să ți se spună? Că rele sunt toate trei, fi viclean, adică unii care ei ar lucra, dar numai dacă puși în față. Alții zrăi, n-au inimă bună. Și alții leneși, că nu sunt gata să-și dea drum pentru Domnul. Dar la muncă ne sculăm de dimineață, alte activități le facem,
Spunea un frate misionar din China, zice, am un vecin fierar. Și cât într-o dimineață, bat el pe fier înainte de a mă apuca eu să mă rog. Și mă gândesc, dar ce vecinul lui, stăpânul lui mai de cinste ca a meu? Pentru că nu-i nimic mai frumos decât să fii implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Se duce o soră la un frate la finalul slujbei și zice, slab ai predicat azi. Și frate, ce și eu mi-am dat seama, n-ai vrea stămâna asta să te rogi pentru mine. Dar te rog, și-o și eu abonat-o, zice, în ziua aceea, marți, joi, nu știu când a zis. Duminică dimineața îi spune, soră, te-ai rugat, ai și postit? Zice, da, s-a angajat. Și pe când se termină nouă slujba, zice, frate, azi altfel a mers. Zice, da, uite, m-ai sprijinit și tu. A pus și ea suflet într-o lucrare. A spus, Domnul, măcar să-i fi dat la zaraf, să fi făcut ceva cu ei. Pentru că este ce să faci. Cumpărați-vă o hartă și rugați-vă pentru localitatea cu tare, cu tare, cu tare. Citiți despre un copilaș orfan, olog, care trăia într-un pod de graj din mila oamenilor din localitatea aceea. Și când a aflat de Domnul Iisus din împărăție, a zis, eu ce să fac pentru Domnul? Ce să fac un copil în loc sărac în podul grajdului? A cerut să-i se aducă mai puțin cu o ceașcă de lapte, numai la două zile, și să-i fie cumpărate niște hârtie și ceva de scris. Scria versete și le arunca pe geam. Poate le citește cineva. Dacă nu altceva, câte mesaje ai prin bonusul tău de la Orange, toate trimite-le cu versete în Biblie. Ai posibilitatea pe internet să faci ceva infuze de cuvânt, să fie plin pământul ca fundul mării de ape care l-acopăr de cuvântul Domnului. Poți să cânți, vezi unde ți se ivește să fredonești ceva. Sunt atâtea lucruri de făcut. Ca să nu mai spun pentru tineri ăștia care sunt puternici, câte case de adunare trebuie construite, câte grădini săpate, totul se plătește, câte pahare de apă e dus, totul e contabilizat la Dumnezeu. Vă las ca temă pentru acasă să vă gândiți unde scrie, câteva pasaje să găsiți, că Dumnezeu răsplătește lucrurile cele mai mărunte în bine, dar și că pedepsește lucrurile cele mai mărunte. Că e scris în 1 Petru 4, că cel neprihănit scapă cu greu. Și după părerea mea, din cât am ajuns să înțeleg eu până aici, oamenii cei mai predispuși să facă prostii sunt cei care nu lucrează, că au vreme. Noi n-avem timp, că noi suntem angajați de stăpânul. Vremea e scurtă, câmpul e mare și noi avem treabă. De aceea nu-i timp de fleacuri, e timp să proslăvim pe Dumnezeu. Dragii mei, când îi numai un autocar răsturnat și sânge pe jos și trup ființe între viață și moarte, e timp de sta la povești? Dar cum se face că fiii veacului sunt mai înțelepți ca fiii luminii și numai zbârne peste tot alarmele, poliția, salvarea? De ce misiunea noastră e mai de jos decât a poliției și a salvării? Noi suntem cea mai importantă salvare. Că ne-a trimis stăpânul să salvăm sufletele din gheara morții. E momentul în care se pot da grațieri, să se facă eliberări. Și toate acestea depind de noi. Doamne, nu numai că ne-ai iertat, ne-ai și angajat la așa lucrare mare, că Dumnezeu nu numai că vrea să ne mântuiască, vrea să ne și răsplătească, slăvit să-i fie numele. Să recapitulăm. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o societate selectată. Numai sfinți, Biblia le spune, aleșii lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este un loc, de aceea e descrisă ca o familie, a reconcilierii totale, unde toți se împacă și toți se iubesc. Nu-i loc de scandal și de ură. Împărăția lui Dumnezeu este cea mai importantă investiție și merită o vocație, o pasiune, de o viață. Împărăția lui Dumnezeu este și un loc al părtășiei și al bucuriei ca la nuntă, dar împărăția lui Dumnezeu presupune odată cu intrarea nea și repartizarea pe poziții eterne în funcție de chemarea
și în slujba noastră pe acest pământ. Și închei cu cuvintele care le-am citit din pildă. Părăția se aseamănă cu un grăunte de muștar. Era ceva pe înțelesul lor, acolo scrie, așa scrie acolo. Dar se face mare. Dar împărăția nu umple numai o grădină. Scrie în Daniel 2 că împărăția e ca o piatră care se face cât un munte și umple întreg pământul. Și ultimul test. Știi care e dovada că a intrat deja în împărăția asta care știi că e mare și că e puternică? Spunea Domnul Marcu 8. Nu te rușinezi de el și de cuvintele lui în lumea aceasta. Adică în împărăția lumii acesteia, unde împărăția lui Dumnezeu e văzută ca ceva inexistent, ireal, ceva plăpând, second. Când ai ajuns să cunoști ce e împărăția, tu ieși în față. Și dacă ar fi să suporți adversitatea lumii, tu știi că împărăția ta e cea mai mare, cea mai puternică și nu te rușinezi. Și poți să spui la toți, eu sunt al lui Iisus. Asta își dorește El de la noi, ca neamul ăsta prea curvar și ticălos, să avem curajul, să avem siguranța, să spunem, împărăția noastră vine cu putere. Și merită să chemăm și pe alții la ea. Să spunem, veniți cu noi? Să ne și rugăm? Vă invit să ne ridicăm. Aș vrea rugăciunea aceasta, pe lângă ceea ce obișnuiți să faceți dumneavoastră când mulțumiți la sfârșit, să-i spuneți la Dumnezeu ceva legat de împărăție. Vreți să-i spunem? Doamne, spuneți-i, mă bucur că am ajuns să aflu. Mă bucur să o aștept, mă bucur să fac ceva. Doamne, o să vreau să investesc, cred că este cea mai mare. O să plec de aici cu gândul că sunt un membru a împărăției tale. Doamne, spunem și noi ca tâlharul, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și ceva mai mult, hai să ne rugăm și pentru alții. Doamne, cuprinde și pe ei. Fă să facă parte toți cei prezenți și alții. Adu-i în staulul tău binecuvântat, mare păstor și împărat, să ne rugăm cu toții.